La mare am stat în Mamaia Nord, nu știu ce ne-a adus aici, nu neapărat am vrut aici, nu am știut unde să venim exact, dar mă bucur că am ajuns aici. Suntem în Mamaia Nord, suntem la 1-2 minute de plajă de mers pe jos, suntem la etajul 5 într-un apartament foarte, foarte frumos cu două camere și haideți să vă arăt unde am stat în ultimele 6 zile, familie cu 4 copii și încă unul pe drum. Așa arată apartamentul de la intrare. Este un open space, iar acolo este bucătăria, acolo ieșim afară pe terasă. Aici este dormitorul, iar aici baia. Am avut o masă pe care am putut să mâncăm. Are 4 scaune, dar mai sunt 2 scaune afară. Perfectă pentru noi. Am scos masa de călcat și fierul din dulap. Bine că le-am găsit și pe acestea, căci chiar am avut nevoie să călcăm. Aici, chiar lângă ușă, este curierul, niște cărți, dacă ne plictisim. Un televizor mare și frumos aici, canapeaua, măsuța și toată bucătăria utilată. Tare, tare m-am bucurat că a fost utilată bucătăria cu de toate, inclusiv cu farfurii, inclusiv cu oale, inclusiv puteai să-ți faci un ceai, ai o sare, ai un zahăr, ai un ulei. Foarte bine s-a gândit domnul de la care am închiriat. Mai am aici de spălat o oală în care am fiert niște ouă. Și cam așa se vede afară. În spatele nostru, în spatele acestei imagini, este marea. Bineînțeles că am avut aer condiționat, care a mers la minim, pentru că este foarte, foarte cald. Iar aici este dormitorul, foarte luminos, dar am putut trage jaluzelele. Și un generos televizor chiar și aici. De toate în dulap, de la prosoape, la lenjerie, la pilotă, în caz că ți-e frig, orice am avut și arată foarte, foarte bine. Din dormitor intrăm în baie, iar înainte de baie este mașina de spălat pe care am folosit-o intens, cam de 2 ori pe zi am băgat la spălat. Ei bine, și baia dotată cu un duș mare, generos. Aici să poți să-ți pui hainele. Totul foarte, foarte, foarte curat. Am apreciat foarte mult chestia asta. Am venit la mare nu să fac curățenie și nici să fac de mâncare, să gătesc sau să coc pâine. Am venit la mare să mă relaxez, așa că mi-a trebuit neapărat, neapărat un apartament curat, un apartament pus la punct, în care eu să nu fac nimic, doar să pregătesc micul dejun la copii și eventual să mai cumpărăm ceva din oraș de mâncare și să nu gătesc nimic, dar în caz că trebuie să fierb un ceai, trebuie să fierb niște ouă, să am unde să le fierb. Deci n-am vrut să fac curățenie și n-am vrut să fac mâncare. Asta a fost alegerea mea, așa că a meritat. Cu siguranță vă întrebați cât a costat. Am dat pe 5 nopți 2500 de lei în Mamaia Nord, ceea ce nu mi se pare mult deloc, fără mâncare, fără mic dejun, fără absolut nimic, dar voi reveni și cu niște calcule în alt video despre mâncare și despre costul total al Mamaiei de Nord. Apartamentul l-am închiriat de pe Airbnb, de pe aplicație. Se poate găsi pe Airbnb, pe Booking, îl găsiți și pe Facebook. O să vă fac un screenshot și o să vi-l postez aici, să vedeți titlul de pe Airbnb, în caz că aveți nevoie, dar am vorbit cu proprietarul care ne-a împrietenit. Și pe toată luna iulie, să știți că este deja rezervat vara aceasta. Mai sunt doar câteva locuri libere pe luna august. Noi am fost foarte norocoși că l-am găsit și
Am fost norocoși că am găsit și proprietarul, am vorbit câteva detalii cu el și vom ține legătura pentru alte proiecte cu dânsul. Așa că, da, aici am stat noi. Acum mergem în Delta, de-abia așteptăm. Vom sta 3 nopți și 4 zile în Delta și după aceea vom merge în Galați la tăticii mei, căci eu am și un tată bun și un tată vitreg și e păcat să fim în Tulcea și să nu trecem rapid și în Galați. Așa că vacanța continuă, o zi frumoasă!